Bun, deci salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Dying Light. Nu știu ce mi-a dat encoding overload, dar nu contează. Continuăm imediat. Numai să verificăm microfonul, să intrăm bine în joc. După misiunea de aseară sunt rupt. Bine, de aseară, gen din joc. Elemental Throwing Stars, Barter. Freezing Burn, ar fi bune, lower prices. Hai să dăm așa. Vreau prețuri mai mici în magazine. Pare aici un shopper ceva. Ooh, exquisite short knife. Și interesant. Stai așa să vedem la sale ce am. Valuables. Nu, astea nu le vând. E interesant, dar nu le iau momentan. Asta cu Biantizin from Rice trebuie făcută și asta. Mai întâi mă culcă, nu mai vreau să plec pe afară pe noapte niciodată. Dar niciodată, adică nu. Doamne, ce a fost afară, urât rău de tot. Vai de cap, nu mai vreau. Totuși stai așa că vreau să mă uit la quest-ul. Deci asta cu Rice o să fie ce o să fie. Dar parcă aș vrea să fac quest-ul ăsta cu, să-i luăm lui Brecken calmantele alea. E un side quest, dar merge făcut. Mamă, deci. Urâbă. Urât așa cu aia pe noapte, deci aia mâncă-te și fug, mamă ce era în spatele meu. Aiurea că trebuia să ajung la turn, că nu puteam să dorm într-un safe house sau ceva, dar mă rog. Oh, short simple knife. Bă, ia stai. Power cable. Deci ce-mi trebuie pentru asta? Fii atent. Am totul, duct tape, plastic, 3 din 2, 2 din 2. Deci one power cable. Mergem la... Poate găsesc pe ăsta să cumpăr. Fac un upgrade pe cuțit, niște electricitate. Ar fi mișto. Să avem și noi un cuțit... upgradat. Ia. Unde e dealer? Unde e dealer? Unde e dealer? Power cable îmi trebuia mie, parcă. Ce... Mamă, asta e și raritatea asta legendară, dar nu mă bag pe momentan. Deci ăsta dă 19 damage. Și ăsta de aici din shop dă... Adds bleeding, da, nu e ce interesa, dă 37. Bun, deci dau puțin damage, dar dacă eu mă duc la blueprint și pun ăsta... create pe ăsta. Vedea 23 de damage și electricitate. Hai să vedem ce... mișto. Hai să... Volatile Hunter Batoon. Mamă. Ce să fac aici? Stați să mă gândesc un pic. Cred că trebuie să punem ăla în inventar, nu? Hai să vedem inventar, unde am cuțitul ăla. Short simple knife. Ăla 24 și cuțitul ăla 22, dar are electricitate. Îl testăm. Oricum ăsta cu electricitate ar trebui să ne prindă bine la câțiva zombi. Da, acum nu știu ce să zic, vedem. Spacebar, deci mă enervează loading-ul ăsta cu spacebar. De ce nu... De ce nu să faci el, știi? E cam retardat treaba. Asta nu avea cum să mai aibă nimic pentru mine. Mă întreabă Jay ceva. Probleme? Ah, nu. Mulțumește că fac ce fac, nu știu ce. Died saving your life.
I'm doing it because if we don't get antizin from rice, people will start to die. You know, I met Tamir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but... Ia să vedem. He was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Tamir knew the risk. Asta e mort. We know that you two are taking a risk to do this for us. Look, Jade. We'll talk when da, interesant cuțita și ăsta. Okay. Just come back in one piece, all right? Interesant cuțitașul. Mișto. Hai că vreau să fac un save zone de ăsta dacă tot sunt în drum. E un save zone roșu aici pe hartă și... Parcă aș vrea să mă ocup de el un pic. Hai să închidem asta totuși. Ca să nu mai vină tot felul de... Zombalăi... Retardați pe aici. El nu dă mult damage cu cuțitul, asta e slăbuț pe damage. Dar upgrade-ul ăsta cu electricitate face tot, zic eu. Oh, ce faci, mă? Ce faci, prietene? Weapon ineffective? Mai are două use-uri. Dar nu știu, moare și el, zic și eu. Bun, am murit. Ce faci, prietenaș? Ia curentează-l tu. Da, e interesant cuțitul. Îmi place upgrade-ul totuși, cuțitul nu e atât de util. Mai luăm un gas pipe de aici. Nu mai avem nimic, nu? Bun, hai să mai caut zombii ăștia de-aia mă omoră pe aici. A, uite, mi-au lăsat niște pachetele. Ce drăguț în partea lor. Și ce aș vrea să... Aoleo, nu e bine. Înainte să mă mai ocup de astea. Să mai fac safe zone-uri, cred că episodul ăsta. M-ar ajuta mai mult pentru că mai trec pe la ele. Trebuie și astea făcute, știu că sunt destul de importante și parcă vreau să le fac. Decât să le las așa, cred că mă duc să le fac și așa în cuțitul ăsta. Îl folosesc. După asta de poliție care are arme mișto, ne-a dat mulți zombi aici. Pot să-i distrag cu niște de-astea, gen? Să le mai dau una. Stai așa un pic. Mai luați mă una. Luați mă de aici. Mamă, nu e bine. Opa, nu, că iar mor, Bagă-ți mă, medkit, mă. Nu, e greu cu tuba asta de poliție, nu, cred că o să revin când am arme mai bune, momentan nu dispun. Dar arme foarte bune. Uite, totuși aici un... ia mor, mă. Să-i sparg creierii. Mă, muștu repede. Ok, am niște butoane. Ce fac, mă, l-a intrat în țepea singur. Bagă, mă, cuțitul în creier, mă. Bă, dar cum poate să mă muște? Uite-te și tu, dacă eu l-atac, eu aia nu înțeleg. Vedeți că mor relativ repede. Trebuie să-i spargi creierii la...
Închide mă ușa. Ea nu mai venit unicăieri. Am să mă mai ocup de season-ul episodul ăsta și poate și de gazii ăsta. Dacă tot mă duc la el. Mai folosim niște arme la season-ul aici că am nevoie. Exquisite short knife. Bun, deci mai am câte season-uri mai am de făcut. Oho. Bun, o să mă duc la gazii ăsta. Să vedem ce vrea de la mine. Mamă, nu-mi plac tunele în tunelurile astea pe aici. E cam nasol. De asta e că aveam un ăsta la power. Kickstand, multi-throw. Your kick. Ah, mișto. Deci nu e chiar cel mai bun lucru, dar mă rog. Agility. Dropkick. Dropkick grapple. Volt. Bă, o să-mi iau dropkick-ul, sincer. Sunt chestii bune aici la agility. Și ar trebui să farmez mai mult, sincer. Fiți atenți să vă arăt cum merge dropkick-ul, dar parcă-s prea mult zombie aici, nu o să folosesc astea. Nu folosesc asta aici. Ceva de genul merge. Deci avem aici un zombie. Cam așa merge toată nebunia. Problema de nou, sunt prea mult zombie. Uite, mai facem o dată. Buu! L-am aruncat pe ăsta. E mișto. Sunt mișto mișcările din nou, dar... Hai să vedem dacă e gazie pe undeva pe aici. If mama ain't happy, nobody happy. Ah, uite-l pe gazie. So you better make mama happy. Gazie? Me too. We have the same name. Nu, n-avem același nume. Te-am întrebat dacă tu ești gazie. No, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain. Da, chiar nu... And plane and the other kind of plane. Omul ăsta. Can I come in? No, no. It's impossible. Impossible. This is my special day with mom. Ziua specială cu mama. It's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie. Trebuie să aduc un film. And about me and how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day, and if Mama ain't happy, nobody happy. Am înțeles. And she also wants chocolate. Și ciocolată în apocalipsă, film ciocolată, mișto. Don't argue with Gazi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Nu mă tocmesc cu gazii. Bă, nu-i bag gazii ăsta. Deci eu trebuie să găsesc ciocolată pentru un retardat. Mișto. Că iar intrăm într-un tunel de-asta... nu mai stau lângă de-aia. Bă, dar ce Dumnezeu fa... Opa. Fugi, mă. Stai să mă odihnesc un pic. Oricum, cuțitul ăsta, deci parcă mai bună e țeava aia, gen, le spargi capul, dar... E bun care upgrade, că altfel nu-l foloseam tot. Ce faci, mă? Cu aia mari nu o să încep să-i evit, că nu... N-are sens să mă bag cu ei, sunt băieți puternici. Nu o să încerc să fac vreo prostie pe aici. Pe aici nimic. One box este ceva video. Eu vin o domn polițist încă să... Ah, uite niște tipi aici. Ah, mișto. Police baton. Cât de baton ăsta e? Baton. Oh, 58, păi dăm încă ești.
Ei, mă, ta. Bă, dar cât trebuie să-l dau, mă, ești nebun. Uite așa. Bine, oricum trebuie să nimerești la fix când e... Ah, mișto, alarmă. Taci, mă. Bine că am văzut-o. Unde-i filmul? Charlie, Charlie, C for Charlie. A, uite aici. Gotcha. Mișto. Hai la ciocolată. Deci aici n-a fost mare lucru, doar... vreau niște băieți ăștia răi. A, după aia de poliție, mamă, ce-aș vrea să iau chestiile de acolo, dar... sunt mulți zombi de ăștia retardați pe lângă... Da, și nici nu cred că am destul de loc picul. Hai că... cred că o să abandonez ideea când o să am arme mai mișto. Ce ne ba? Fluorescent shrooms? Ceva ciuperci fluorescente. Aia. Opa! Uite și pe aici. Ce dă mă ăsta după mine, ești nebun? Da, aici oricum în jocul ăsta mulți, foarte mulți zombi, s-o problemă. Deci nu e... opa, care are probleme? Aolo. Nu, nu mă bat cu aia. Îți urez ochii, dar nu mă bat cu aia. Sunt câțiva zombie aici care mă așteaptă din câte văd eu. Ok, nu, nu știu dacă să mă bat cu toți ăștia. Uite pe acolo, pe ușa aia poate pot să intru. Nu, sunt prea mulți zombie aici. Nu, o să încerc să evit. Mai luați una și... adios, amigos. Nu mai am, ești nebun. Cu tine ce e, mă, pe aici? Asta era ciocolata. Nu mai am firecracker, trebuie să mai fac. Nasol. Dă și halva asta încoa, că am rămas low ca bou. Uite, bă, câte chestii... uite, mai erau cutii de ciocolată aici. Nu știu de unde a rămas atâta ciocolată aici, dar în fine. Opa. Hai, mă, deschide ușa, că nu mai stau aici. Bă, ce-mi place mișcarea asta. Opa. Oare... l-am omorât în două hituri? Mamă. Bă, ce-i rup ăștia din două hituri de-astea. Ia să mai mă bat eu cu ei. Mamă, ăla mare nu e bine. De unde a venit ăla mare totuși? The big guy. Ai murit, mă? Bă, nu. Da, acum a murit. Deci mai testăm și mișcarea asta. Bă, e bună, mișcarea. N-ai ce zice, e OP. E nu, peda e foarte bună. Îi culci așa intinzi. String empty. Hai la gazi că ajunge, ne-am distrat, ne-am prostit, mi-am luat damage de la gardul ăla. Pe aici o să urc pur și simplu pe mașini. Tunelul ăsta, prea mult zombie.
Get to the airdrop? Da, no. Nu stau acum de așa ceva. O să am la un moment dat destul gear să mă bat și cu banditii și cu tot. Nu o să mai fie așa mare problemă. Hai să vedem, îmi dă gazii ăsta ce vreau sau... Că i-am adus ciocolată, film. Here's your movie and your chocolates. Wait till mom see this. Oh, Gazi wins again. Hey, for God's sake. Airdrop stolen. Mi-au luat airdrop. Aia. Right. Păi și nu mă las în casă asta? Până acoperiș. Ce Dumnezeu, enter through the roof. Pot să mă prind poate dacă mai sar o dată, ia să vedem. Să mă prindă fereastra asta cumva. Nu mă prind bine, cred că pe aici, că nu... E intrarea aia gen, adică ar trebui. Gata, m-am prins, oricum e o săritură grea asta. Așa, dacă gazi are așa ceva pe acoperiș și el habar n-are, hai să-i facem un loc pic. Corect. Oh, 39. Ce n-ai băi inventory full? Dă asta. Ieși acasă, mă. Și cafele și tot. Hai să mergem pe la baie. Ce are gazii la baie? Plastic. Mm. Nu știu cine știe ce lucruri până în casa lui. Poți să-i furt în frigider? Ah, mișto, fură. Halva. Super. Ah, ceva chimicale. Hello, Gazi. O, uite pe mama. Mișto. Ce film, mă, că nu merge nimic. Is mama happy? E mama fericită? Mama's real happy. Aparent, da. Gazi got her chocolates and a movie. Then I'm gonna take some medicine to help my friend. Te-a și niște medicamente? Da. Okay. Oh, mama stopped getting seizures when her head turned into a... Bă, măcar ne dă medicamente. They're on the table. Yeah, thanks, Gazi. Gazi make everybody happy. Da, că Gazi face pe toată lumea fericită. Bă, acum n-o să... Oh, Gazi avea mousepad, mișto. Da, mulți au nebunit când a venit apocalipsa asta și sau ceva. Pur și simplu îi place rutina veche și na. Bă, măcar supraviețuiește, dar eu aș închide asta, să nu intre vreun volatile de la până casă ceva. Că sincer n-aș recomanda, măcar de-mi se dea opțiunea să fii drăguț să închizi. A, mă rog. Nu mai... Mă stresez, mă duc să-i duc astea lui Lina. Și în episodul următor poate mă duc după XP Calibur și... Că eu sabie o open joc. Și să mai fac niște safe zone-uri de-alea. O să ne trebuiască. Hmm, da, ce portocalie, mișto. Am mai făcut pe aici safe-uri. Oh, shit. Pe asta l-am căutat mai devreme. Oho. Ce n-ai băiat ce? Fiți atenți. Opa. Nu o să mă bag cu ăștia că să... Că sunt periculoși. Încep să-mi apară până oraș pe aici. O să trebuiască să-i mă ocup eu de aici cândva, dar... L-am arme, adică cu ce... Ce e aici? Ceva carantină? Investigate. Spike, Crane. There's a building here covered in quarantine tape. Da, ceva cu carantină. You know what it is? I sure do. You were looking at the original quarantine ground. Ground zero, deci de aici am pornit infecția. Da. It's chock full of biters, but it's also chock full of supplies. Even Rise. Nici oamenii Rise n-au fost aici.
Cum se numește Quarantine Zone-ul ăsta? Bright Mountain Tunnel. Ceva tren. A God Will Relief. Da. Mă rog. S-ar putea să mai fie de astea de carantină pe undeva pe în zonă, dar nu le știu eu. Mamă, dar câte alea avem de... Câte safe house-uri avem de făcut. O grămadă de chestii, dar e mișto jocul, adică n-ai... Bine, problema e că eu... Deja... Trec peste timpul limit de propus, dar mă rog. Mă duc acolo la turn, asta e, vă mai țin... Sper că nu mai mult de 5 minute pe episod, dar... Oricum e captivat în jocul, deci n-ai... E greu să te aștepți să nu-l joci. Metal Parts. Mai zăbovim și noi. Hai la Lina, tot să plâng că Rice ajunge primul la drop-uri. Bine. Oamenii lui că nu e de el, pe el îl doare undeva. N-are Rice un stres, mă. Are răgații lui acolo. Bring medicine. Back to Lina. Scobor. Hai să luăm pe scări. Știu dacă mi-e construit turnul ăsta. N-ange liftul la 18 aici, nu prea mă prind. Seizure medicine. Thanks. Da. Oh, how'd things go with Gazi? Well, he may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Da, Gazi primește ce vrea. Did you meet his mom? Yeah, she seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this da ceva cadou, Brecken. With his thanks. Champion. Ah. Explore the quarantine zone. No, acum. Da, așa. Quest. Bright ăsta cum e? Scrie cum e? Nu scrie dacă e greu sau nu. Dar nu mă duc, îți dai seama. Oricum, sper că v-a plăcut episodul de azi. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like și noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!